Salutare toată lumea și bun venit la un nou episod din Paldin Shonen Roll Live. Azi avem un episod special pentru că este vineri. De ce este vineri? Pentru că, ei bine, eu o să fiu plecat mâine și din păcate nu am cum să fac altcumva decât să fac azi un live stream pentru că meritați, pentru că sunteți aici alături de mine. Numele meu este Raul, eu sunt fanul vostru și fan de anime și de manga și tot ce înseamnă industria aia. De aia și fac chestia asta și de aia vreau să vorbesc cu voi, să începem acest podcast și să vedem despre ce vorba azi, pentru că avem o zi plină de știri foarte interesante când vine vorba de lumea anime. Avem câteva știri ridicole, avem multe la Daorba, segment unde tu poți să zici dacă da, îți plac, ba, nu-ți plac. Bineînțeles, avem și la final niște știri despre jocuri, pentru că am avut niște anunțuri foarte interesante, am avut niște livestream-uri, salut Dorin, am avut niște trailere. Deci hai să începem, pentru că începem cu ceva ridicol. Și la fel ca săptămâna trecută, începem cu Australia, pentru că nu există nimic mai bun decât Australia în știri de data asta. De ce? Pentru că isteria continuă când e vorba de manga. Săptămâna trecută, după cum bine știți, am vorbit despre chestia asta, că ăștia s-au luat de animeuri precum No Game No Life, Eromanga Sensei, Sword Art Online și încă câteva, să le dea exemple ca fiind niște animeuri foarte rele care influențează lumea într-un mod negativ și mai ales copiii. Dar nu se termină aici. De ce? Pentru că Senatul Australian au planuri să investigeze Comisia de Fair Work. De ce? Pentru că au figurine anime erotice. E ciudat, știu, da, povestea e holy shit, e ceva în genul, s-a văzut aparent în ofisurile de la Comisia de Fair Work că au figurine care le pot zice că sunt erotice și chestia asta nu li se pare ok, că de ce sunt îmbrăcate așa de lejer și de naked și că nu e ok pentru o instituție publică să aibă lucruri de genul, ci ar trebui să conducă printr-un exemplu foarte bun și să nu se uite, să nu aibă chestii de genul, mai ales într-un setting profesional. Probabil găsești, dacă chiar dorești, Dori, găsești online să cumperi cât de erotice vrei. Și îți zic eu, caută pe Amazon și ai de unde. Anyway, e atât de ridicol și nu vie să cred că se întâmplă lucrurile de genul, like, holy shit. Da, e ceva ce realitate aparent și ceva ce trebuie să, despre care trebuie să vorbim aparent. Dar hai să mergem mai departe, pentru că avem o declarație absolut fulgerătoare despre mecha-ul care îl vedeți aici, Gundam-ul care se va mișca în Yokohama și, bineînțeles, că japonezii sunt foarte excited despre chestia asta, zicând în tweet-ul care îl vedeți pe ecran, care are poza atașată, scrie în japoneză, dar eu am o traducere aici, care zice: în trecut a fost zis că atunci când Marele Buddha o să fie construit, o să fie construit, da, s-au calmat toate dezastrele care erau pe atunci prin Japonia pentru o perioadă îndelungată de timp. Și îi place teoria că coronavirus o să dispară odată ce acest Gundam care e sub construcție în Yamashita se va termina. Deci
ce zice practic acest domn? Ei bine, zice în felul următor, acest Gundam este ca și Buddha. De ce? Oh my god. Și bineînțeles că răspunsurile sunt foarte la mișto la tweet-ul ăla, zicând că deși sunt unele care zic că acest tip are dreptate cu premoniția lui, alții care zic că nu vor să aștepte încă jumătate de oră ca să dispară coronavirus și că no, ar vrea ca lumea să miște mai repede să aibă un vaccin, și bineînțeles alții care cam râd de tipul ăsta. Ei, sincer, holy shit, da, de ce nu? Să hai să construim și noi, nu știu, o oaie sau ceva, I don't know, poate trece coronavirus și de la noi, de la români. Așa. Bun, hai să mergem mai departe, pentru că avem, asta e ridicol, dar e ridicol de ciudat. Aici aveți un statement a unui artist manga care desenează yaoi. Numele este Hakuto Machio și el a spus, el i-a spus chestia asta că către audiența engleză a lucrărilor ei, că el a confirmat faptul că toate traducerile în engleză de pe internet nu sunt oficiale, dar sunt de fapt scanulations, adică sunt traduse și scanate și uploadate ilegal. Deci acest autor zice, please do not pay to read them, de să nu plătească lumea pentru a le citi, pentru că îi practic plătesc oamenii care o tradus și care o piratat, nu autorul în sine. Autorul continuă zicând că o pus atât timp și efort în tot ceea ce au creat și că nu într-o poziție financiară unde să își ofere lucrarea pe de gratis practic, și că banii dați celor care au piratat nu ajung de fapt la ea și nu îi aduc niciun beneficiu, și că e o problemă pentru el sau ea ca un artist profesional. Deci cam asta e faza. Tot autorul zice, sau autoarea zice, că vrea să-și vadă în viitor lucrările traduse în engleză, dar aparent the publishers nu au planuri de genul momentan și nu pot să comenteze, deși probabil și așa-ar dori, sau el așa-ar dori chestia asta. Foarte ciudat. Așa că le mulțumește fanilor pentru că înțeleg chestia asta. Și bineînțeles avem niște comentarii ciudate. Dar, well, nu contează. Ce contează e că e o chestie foarte ciudată din punctul meu de vedere, și că e o situație foarte de ampixul pentru autor. Adică, da, și aici și eu sunt total de acord cu tine, Dori, că dacă îți dai un site unde e tradus să-l citești legal, și eu cu tot dragul l-aș citi. Și uite-te, de exemplu, autorul meu favorit de manga, Yua Kategawa, nu are cărțile traduse în engleză decât în variantă de scanlation, ceea ce înseamnă că sunt piratate, și eu toate le-am citit, pentru că este efectiv singurul mod în care le-am găsit și altfel nu prea ai ce face. Dar ce drept, eu nici nu am dat niciun ban la tot ce am știut că e scanlation. Sau, uite-te, am citit unele mangauri și efectiv după le-am cumpărat în variantă fizică, dacă au avut variantă în engleză,
și a fost la un preț decent pe Books Express, Okean, Book Depository sau Amazon, că altfel nu prea ai de unde și cum să le faci rost. Dar da, e o chestie ciudată dacă citiți Scanlations, că știu că sunt mulți care, gen, dacă nu-ți permiți să îți cumperi manga, e o chestie total ok din punctul meu de vedere, citește manga, dar nu da bani dacă știi că e de pe un site de piratat. Dacă vrei să citești online, sunt Comixology, Kindle, aplicația de Kindle pe Amazon, sunt atâtea opțiuni de a citi, Bookwalker, Giga, care e probabil cod dacă te interesezi, sau vreun anime youtuber are cod pentru Bookwalker, unde găsești o draie de mangauri. Deci dacă vrei să le citești în variantă oficială și știi că are variantă oficială în engleză și nu vrei să dai banii pe dita mai transportul sau de astea, folosește aceste aplicații și de obicei le găsesc, sau Crunchyroll iar are mangauri, My Anime List are mangauri gratis oficiale de dată în fiecare lună, deci dacă vă interesează aveți unde găsi. Bun, hai să mergem mai departe la primul subiect mai serios din această serie, dar este unul despre un scandal în lumea anime. De ce e un scandal în lumea anime? E bine că este un scandal între un autor și un editor. De ce? Pentru că creatorul a The Girls School efectiv a venit în față online și a început să se plângă de faptul că editorul lui căuta și caută să termine manga-ul înainte de vreme, gen early cancellation, ceea ce e foarte nasol. Haru Futaba a scris pe Twitter în data de 29 februarie faptul că editorul lui cam bătut joc de el și a împins acest manga să efectiv să fie cancelled, să se termine înainte de termen, pentru că nici nu are nu ne-a dat un motiv exact și concret. E foarte, foarte nasoală situația și sincer îmi pare rău, dar nu e singura situație de genul, ceea ce nu știu de ce am zis într-un ton atât de hopeful, dar din păcate nu e singura situație de genul. Am avut un manga autor care săptămâna asta și-a lansat trailer și o mini animație făcută de el online pentru a evita anularea mangaului și pentru a aduce mai multe vânzări. Ceea ce e oarecum trist că se practică lucruri de genul în Japonia, unde editorii au atâta putere să manipuleze practic, să-și bată joc de lucrarea unor oameni, iar eu ca autor, ca om care scriu profesional povești scurte și cărți și asta, să văd o chestie de genul mă enervează și mă frustrează foarte, foarte mult și foarte, foarte tare. Și e păcat că se întâmplă chestia asta. Ideea e că au încercat, Futaba zicea că au încercat inițial să scrie toate circumstanțele care au dus la terminarea acestui manga, dar bineînțeles că editorul nu a vrut să facă asta, pentru că autorul Futaba a vrut să bage toată chestia asta într-un volum de manga și bineînțeles că cum a fost prins, cum nu a fost lăsat de porcăria asta, ceea ce e absolut nasol. Bun, cam asta e o fază foarte nașpa, sunt curios unde o să continue chestia asta. Uitați, mai multe detalii.
autorul a fost plătit cu 300.000 de yen pentru a nu zice nimica de editorul in chief a a mangaului, a editorialului, ceea ce e foarte, foarte de-a pula. Bineînțeles că au făcut un audio recording și l-au dat și la public. Deci acum sunt foarte, foarte curios unde se va continua chestia asta și probabil o să facem un update peste câteva săptămâni când o să apară ceva știre nouă. Bun, mergem mai departe la Anime Expo Trăiește. Așa, una din singurele expo-uri de anul ăsta care continuă legate de anime, având în vedere că majoritatea expo-urilor în Japonia au fost anulate. Anime Expo cel puțin o anunțat luni că o să continue, deși chestia cu coronavirus e în continuă dezvoltare, ceea ce e foarte, foarte mișto. Când o să fie Anime Expo iulie 2-5, asta e un lucru bun, pentru că unul la mână înseamnă că probabil mai multă lume o să vină la Anime Expo, dat fiind că atâtea expo-uri din Japonia și convenții au fost anulate și o draie de materiale promoționale și chestii care s-au plătit o să, pentru a-și promova lucrările, o să fie probabil mutate aici și aduse aici, ceea ce e un lucru foarte, foarte mișto, pentru că oarecum Anime Expo poate să dea o mână de ajutor industriei și bineînțeles poate deschide un pic mai mult industria anime la ceea ce este vestul, ceea ce e un lucru foarte, foarte bun. De-aia am pus aici la una din știrile principale, pentru că mi se pare o chestie foarte interesantă și mă bucur să văd că nu s-a anulat și că o să continue tot lucrul ăsta. Bineînțeles, de săptămâna trecută, de când am tot vorbit, s-au anulat și mai multe și mai multe și mai multe convenții și din păcate nu prea avem ce face. Aici în Cluj, de exemplu, s-au închis 14 școlieri, adică 14 licee. De ce? Pentru că e gripă și nu numai, dar vedeți, se pot întâmpla atâtea până în iulie și cine știe. De exemplu, premiul Tokyo Anime Awards a fost anulat tot din cauza la coronavirus și indiferent, eu sunt curios și sper ca toți cei din industria anime să-și mute încetul cu încetul spre vest toată chestia asta la Anime Expo și să avem un show grozav cu o draie și o draie de anunțuri. Dar vorbind de anunțuri, oarecum se leagă lucrurile astea și trecem mai departe la probabil ce te interesează mai mult, despre autorul Bleach și anunțul făcut de el. Și la ce mă refer? Ei bine, creatorul Kubo a anunțat faptul că o să fie un live stream peste 15 zile în data de martie 21, live și în japoneză și în engleză, din cauza că după cum știți, am vorbit data trecută de faptul că Anime Japan a fost anulat și la Anime Japan creatorul Bleach urma să își arate noua creație și bineînțeles să ne dea un sneak peek în chestia asta, dar bineînțeles că Weekly Shonen Jump, un editor a Weekly Shonen Jump, a anunțat vineri, ieri, dar joi, nu vineri, așa, faptul că prezentarea de aniversare a 20 de ani a Bleach o să fie online pe YouTube și o să fie în varianta în engleză pe canalul de YouTube Shonen Jump și în varianta japoneză pe Jump Channel pe YouTube. Ceea ce e interesant, sincer, aia înseamnă că dacă nu-i prea târziu, o să ne uităm împreună, probabil, foarte probabil, la toată chestia asta. Dacă vă interesează, bineînțeles, dacă nu vă interesează, aia e, salut Dori, ne vedem mai încolo. Cam așa stă treaba. De ce? Dacă vă gândeați că anunțul ăla nu mai vine în legătură cu Bleach, uită-te că este aici, e pe noi și o să
dăm de el peste 2 săptămâni, ceea ce e foarte, foarte mișto. Și-s curios și să-mi spuneți și voi dacă voi credeți că e Bleach sau nu următorului proiect, să-mi lăsați în comentarii mai jos sau intrați pe Discord să mai discutăm chestiile astea mai mult. Sau, e bine, puteți să scrieți pe Reddit, Tumblr, Twitter sau Facebook, ca întotdeauna, link-urile în descriere și peste tot Shonero sau Shonen România. Bun, părerea mea, probabil nu Bleach, dar dacă e Bleach, poate e ultimul sezon din anime, deși cine știe. Bun, hai să mergem mai departe pentru că intrăm la Daorba. Pentru și dacă nu știți cum funcționează Daorba, e bine, o să trecem prin mai multe știri și de data asta mă refer multe știri, pe mai rapid. O să zicem dacă da, ne plac, ba nu ne plac, și tu poți să faci chestia în comentarii, fie dacă te uiți live, fie dacă ești în YouTube, acolo jos, și bineînțeles, oriunde ne mai găsești și ai chef să mai vorbești, eu te aștept într-una, pentru că sunt totdeauna dispus să vorbesc despre anime, mai ales că îmi place chestia asta, că altfel n-aș fi făcut chestia asta de imediat un an. Bun, hai să începem cu... cu un mic update în legătură cu My Hero Academia, Heroes Rising, care a ajuns la 10 milioane de dolari să facă asta în the US și să fie numărul 8 cel mai mare film anime lansat în US, ceea ce e foarte, foarte mișto. Bineînțeles că filmul, cum am vorbit data trecută, o deschis pe locul întâi joia, vineri au miercuri, joia au picat pe locul 3 și până la urmă în weekend au picat, cum ziceam și cum așteptam, undeva la 800.000 de dolari și după aia un pic mai jos, dar bineînțeles o deschis primul lui weekend pe numărul 4, ceea ce e absolut fantastic de văzut, un anime să deschidă pe un anime film să deschidă pe locul 4, e ceva absolut fenomenal și foarte, foarte rar văzut. Eu estimam că o să facă undeva la 3, nu mă așteptam nici de unde să facă 10. E ceva absolut extraordinar și din partea mea are un mare, 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 mare da. Bun, după care avem, a fost ziua lui Sanji acus 3 zile și bineînțeles One Peace Netflix a postat și a întrebat o chestie destul de interesantă: cine ar trebui să joace pe Sanji în seria de pe Netflix One Piece? Și e bine, îți curios și de părerile voastre, cine ar trebui să joace Sanji, să-mi lăsați, bineînțeles, să intrați pe Discord și să-mi lăsați, cum îi zice, o poză cu tipul sau cu cu actorul care credeți că ar putea să-l joace pe Sanji în One Piece. De ce? Pentru că vreau să văd ce vă aduce vouă la imaginație când vă gândiți la Sanji. Aici avem niște niște sugestii interesante. Ăsta l-aș vedea foarte tare dacă s-ar vopsi blond. Adică pare foarte mișto. Holy shit. Da, îmi place sugestia asta. Și altă sugestie o avem aici. Ok. E prea frumușel din punctul meu de vedere să-l joace pe Sanji. Mai degrabă l-aș vedea pe primul ăsta tip. Dar bineînțeles, hai să vedem că mai avem aici niște replies. Holy shit! E altceva. Da! Oh my god! În orice caz... îs curios voi ce părere aveți. Uitați, ăsta a făcut tot castul, efectiv tot castul a One Piece, so, ce interesant. Dar în fine,
dacă aveți vreo părere să-mi lăsați în comentarii și ce părere aveți despre faptul că Netflix întreabă chestii genul. În partea mea are un da interesant. Bun, mergem mai departe că trebuie să vorbim un pic despre Ghibli. Avem un preview la parcul Ghibli și o să fie ultimul preview înainte deschiderii din 2022, ceea ce e interesant. Am mai vorbit despre parcul Ghibli, v-am mai arătat niște poze. În orice caz, dacă vă interesează mai mult, puteți găsi online poze câte vreți cu ăsta. O să fie un exhibit, o să fie împreună cu muzeul, muzeul care s-a închis, dar o să fie după ce se deschide în martie 17, toată chestia asta și o să fie foarte interesant să vedem ce o să aibă parcul ăla, dar în orice caz, când o să fie toată expoziția asta, poate mai primi niște poze și mai multe detalii. Eu sunt foarte, foarte excited pentru parcul ăsta, sper ca și Hayao Miyazaki să-l prindă și să-l vadă și poate să lanseze parcul împreună cu noul film al lui Miyazaki, dar cine știe. Hai să mergem mai departe pentru că avem primul trailer din cele câteva și ăsta este despre animeul Mars Red. Este un vampire anime și ăsta este primul trailer unde găsim niște caractere foarte interesante, unele designuri, cel puțin ăsta care îl vedeți voi aici, dacă vă uitați, seamănă tare mult cu tipul din Tokyo Ghoul. Și deși îmi place stilul în care este desenat, pentru că e un stil foarte, foarte mișto, desenul și animația și mie îmi place tare, tare mult, este un anime set în anul 1923, vampirii există și există ei ceva vreme, dar bineînțeles că este un război între oameni și vampiri și o draie de, bineînțeles, politică și lucruri de genul și vampiri folosiți și complotul și tot felul de chestii de astea interesante. O să fie un anime interesant, cel puțin din punct de vedere artistic și al desenului arată foarte, foarte mișto și mie unul îmi place stilul ăsta de animație. Acum, ce știe voi, ce părere aveți despre acest anime, da sau ba? Din punctul meu are un mare, mare da. Bun, mergem mai departe la următorul anunț. Avem trailer pentru noul Ascendance of a Bookworm Part 2. Cum încetul cu încetul ne apropiem de sfârșitul acestui sezon de iarnă și ne apropiem de începutul sezonului de vară, începem să vedem tot mai multe anunțuri și tot mai multe trailere, printre care și trailerul ăsta pentru al doilea sezon din Ascendance of a Bookworm. Mie nu mi-a plăcut tare mult primul sezon, de-abia aștept să văd al doilea sezon, pare mai epic, pare mai deschis, pare să ducă într-o direcție mai fantastică, ceea ce nu prea vedeai înainte. Îs curios cum o să fie. Mă aștept la multe porcării, la multe porcării, gen multă dramă, gen porcării din partea altor oameni care nu înțeleg pe tipa asta. În fine, din partea mea, trailerul are un mare, mare da, să-mi zici tu ce părere ai în comentariile mai jos. Mergem mai departe la faptul că avem Digital Network Animation care produce un nou film anime numit Kimi wa Kanata sau You Are Far Away. Cel puțin primul poster visual care îl vedeți acolo pare destul de interesant, aduce așa în tine un pic de Kimi no Na wa. Asta e părerea mea. Filmul o să iasă în toamna anului 2020, deci toamna anului ăsta. Compania a fost și acest producător de anime a fost stabilit în 2006. Și-a lucrat ca contractor pentru DIN, TMS, OLM, Shaft și multe alte studiouri. Și au mai făcut, iar creatorul acestui film anime, Yoshinobu Sena, este cunoscut ca
creatorul aplicației și serii de aplicație Vampire Holmes, care îi ok. Iar ca actori avem Honoka Matsumoto, care o jucat-o pe Yoko Hinageshi din Ride Your Wave, care trebuie să-l vedeți, și Toshiki Seto, care l-a jucat pe Hiro Kagami sau Kamen Rider Brave, Kamen Rider X-Aid. Ceea ce e interesant. Acum aștept să vedem mai, avem mai multe detalii, probabil o să primim un trailer în următoarele câteva luni, deci dacă vă interesează acest anime, stick around, din partea mea are da până la primul trailer, că altfel nu putem numai să ne dăm așa noi cu părerea, că nu suntem genul ăla de oameni. După care avem încă un anunț, Hayate the Combat Butler, și creatorul acestui anime scoate un TV anime în ceea ce înseamnă Fly Me to the Moon, care este un manga comedic scris de el, iar a fost anunțat miercuri că acest manga primește variantă anime, după cum vedeți poza aia foarte foarte drăguță postată de ei. Da, nu știu, tare multe nu prea știm momentan despre castul și cei care o să joace. But hey, să-mi ziceți dacă aș citi manga-ul, ce părere aveți, și din partea mea are un da, pentru că, hey, we all need some trash in our lives, you know? După care avem, oh my god, anunțul anunțurilor, Violet Evergarden pe Netflix, holy shit, când, cât de curând, adică aprilie 2, mai puțin de o lună și vedem și noi, yes! Finally, Violet Evergarden 1, Eternity and the Autumn Memory Doll, anime, îi extraordinar de când aștept această știre, îi, yes, 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 yes. Sunt foarte, foarte fericit, n-am cum să nu fiu fericit, dacă nu știți, mie îmi place tare, 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 tare mult tot ceea ce înseamnă Violet Evergarden, anime-ul, mi s-a părut absolut fantastic, l-am recomandat la un prieten și el a plâns în sfârșit după 6 ani. Deci, hei, e ceva absolut fantastic de fain și de-abia aștept să îl vedem împreună, să discutăm despre el, pentru că anime atât de bun și holy shit. Bun, după care avem AK-13, are pe Crunchyroll OVA-ul numit Regards. E un acest OVA a avut debutul în Japonia februarie 14, iar dacă ați văzut AK și nu știați despre acest OVA, merită să-l vedeți, e foarte fain. Vai, și ce n-aș da să văd un al doilea sezon, pentru că e o lume absolut fantastică din punctul meu de vedere și îmi place tare, tare mult. Bun, cu asta fiind zise, dacă nu l-ați văzut, AK merită să-l vedeți. E un anime cu un opening foarte, foarte mișto, plus animația e una foarte stylized și foarte faină. Bun, mergem mai departe la încă un anime, Moriarty the Patriot anime, are acest visual cu castul you know, cu castul animeului, este făcut de același tip de la Production IG pe numele lui regizorului Kazuya Nomura, care a regizat Joker's Game, care e fantastic de interesant, și Run With The Wind, care e absolutely gorgeous și superb. E una din cele mai bune animații din ultimii ani. Dacă n-ați văzut Run With The Wind, trebuie neapărat să-l vedeți. E un anime absolut fantastic, ceea ce îmi dă acum și mai multă încredere în acest anime și de-abia aștept să vedem Moriarty The Patriot, pentru că momentan anime-ul ne-a dat cel mai bun Moriarty în cel din Kabukicho Sherlock. Bun, are un da, are un da mare din partea mea, ce părere ai și tu? Lasă acolo în comentarii și hai să trecem mai departe la
chestie foarte mișto care au făcut tot ce înseamnă revistele manga. De ce? Pentru că practic au postat variante gratis după ce s-au închis școlile din Japonia din cauza la coronavirus. Jump, Sunday, Korokoro, Shokomi, Petit Comic și multe altele au pus variante gratis online a ceea ce înseamnă manga-urile lor pentru elevi să citească, pentru că ca să combată plictiseala. E un lucru absolut fenomenal de mișto care l-a făcut din partea mea. Are un mare, 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 da? Și hai să mergem mai departe la Kaguya-sama, Love is War, We Have a Song și un mic promo acolo pe Twitter dacă vă interesează. Când o să iasă aprilie 11, mai avem o lună și un pic până să vedem acest anime. De-abia aștept să vedem al doilea sezon, că e un sezon foarte, foarte mișto. Și bineînțeles că avem acest visual foarte drăguț cu tot castul de caractere și bineînțeles un caracter nou aici în spate, unul acolo în iară. Avem niște caractere noi, de-abia aștept. Eu unul nu am citit manga-ul, dar adică nu am citit manga-ul mai departe decât volumul 1, dar de-abia aștept să să apară al doilea sezon, pentru că primul a fost atât de bun și al doilea sper să fie la fel de bun. Mergem mai departe cu Shokugeki no Soma, care are un visual care îl vedeți acolo dacă vă uitați live sau pe YouTube, cu un care e de fapt un mini poster despre sezonul al cincilea, care o să vină cât de curând, ceea ce e foarte, foarte mișto. Cât de curând? 10 aprilie, deci cu un nou sezon de anime. Ce părere ai despre acest visual? Mie îmi place cum arată. Stilul e unul foarte mișto. Și hai să trecem mai departe la un film care de-abia aștept să îl văd, de la creatorul a ceea ce a fost unul din cele mai heartbreaking anime series. Bineînțeles că mă refer la Your Lie in April și Gatsuwa Kimi no Uso. Vine Words Bubble Up Like Soda Pop și avem un trailer care are o piesă, e un trailer de un minut care arată absolut fantastic de frumos și colorat și mie unul îmi place foarte, foarte mult. Voi ce părere aveți? De-abia aștept, vreți să vedeți filmul? Da? Nu? Din punctul meu de vedere, de-abia aștept. Filmul o să iasă în data de 5, luna 15, așa, și de-abia aștept să ajungă în variantă de Blu-ray și pe la noi ca să îl vedem, sau pe streaming services, pentru că aparent multe filme anime așa ies în ultima vreme ca streaming services. Bun, mergem mai departe la un trailer fenomenal la ceea ce înseamnă noua serie și reboot-ul Digimon. Bineînțeles, când o să iasă luna viitoare, aprilie, avem noua serie care din punctul meu de vedere e absolut fantastică. E ciudat că vine atât de aproape de filmul care tocmai a încheiat tot ceea ce înseamnă seria Digimon pentru noi ăștia nostalgici, care ne-am uitat la Digimon atâția și atâția ani. Zic eu. Dar, bineînțeles, e binevenită pentru că aduce o, presupun, o audiență nouă. Deci, da, eu unul mă bucur tare mult, mie îmi și place trailerul. Animația pare foarte similară cu cea veche, numai eu, bineînțeles, foarte updatată, ceea ce e bine pentru că merită și sper că au făcut-o ca lumea. Mai mult de atâta nu pot să vă zic decât că mie îmi place de obicei Digimon tare, tare mult. După care Netflix lansează trailerul pentru încă un sezon de Baki, încă un sezon absolut fantastic de ciudat și de sângeros de Baki. O să fie interesant. Nu știm încă când o să iasă noua serie,
pentru că avem numai teaser, trailerul, tot ce știm e că o să revină anul ăsta în 2020. Nu când, nu cum, doar 2020, un nou sezon. Ce ți-a plăcut, Bucky? Dacă da, sper că o să-ți placă și acest sezon. Mie mi se pare mult prea ridicol și pentru gusturile mele e mult prea ridicol și I just can't, man, nu, efectiv nu pot. Anyway, mergem mai departe, că mai avem trailere. La ce avem trailere? Ei bine, la o serie care a fost foarte, foarte funny și are varianta live action. Bineînțeles că vorbesc de Granblue, care e absolut ridicol. Dacă ați văzut anime-ul, știți cât de ridicol o să fie și filmul ăsta. Da, cum ziceam. Yo, I know. Sper să mai primească un al doilea sezon acest anime, pentru că îi... Da, da, pe lângă asta, bineînțeles că o filmul o să iasă în data de 29 mai, ceea ce îi, sincer, de-abia aștept să-l văd, pentru că știu că o să fie la fel de ridicol ca anime-ul. Bun, mergem mai departe la Yu-Gi-Oh! Sevens anime, avem acest visual și când o să apară exact peste o lună, în data de, aprilie 4. Ciudat, nu sunt atât de extreme frezele de data asta, ceea ce e ok, dar copiii arată din ce în ce mai tineri, ceea ce mă împinge din ce în ce mai mult să cred că, well, numai copiilor le mai vând asta. Cărțile din nou set, din nou anime, arată ridicol din punctul meu de vedere. Poate zi nostalgic, poate mie îmi plac cum designul la cele vechi, dar astea arată oribil de nașpa din punctul meu de vedere. Bun, ăsta are momentan un din partea mea. Mergem mai departe la următorul anunț, Bakugan, un nou anime în aprilie 3, o să aibă debutul, se numește Bakugan Armored Alliance anime. Dacă sunteți interesați de așa ceva, o să fie pe televizor și pe YouTube. Hei, dacă vă interesează, o să fie și pe YouTube, ceea ce e foarte interesat. Bun. Are un da numai din cauza că e și pe YouTube, ceea ce e foarte mișto trendul ăsta și mie îmi place. Bun. Când stați să vedem dacă... Da, la noi în România nu o să fie, din păcate. Bătei, dacă știi maghiară o să fie pe RTL, dacă știi germană o să fie pe Super RTL, iar în rest îl găsești pe YouTube, I assume. Bun, mergem mai departe la următorul secțiune care avem noi aici, secțiune așa, și sunt știrile despre jocuri, știri jocuri, și azi avem mai multe știri, printre care Naruto Slugfest, un MMORPG pe mobil, dacă te interesează, unde ai tot felul de challenge-uri și trebuie să faci tot felul de misiuni și poți să-ți faci caracterul tău, I assume, și să, e bine, să treci prin povestea animeului. Imaginează-ți un Xenoverse, dar bineînțeles pe mobil. Bun, nu știu ce să vă zic sincer, dacă sunteți fani anime ar putea să vă intereseze și să placă, dacă nu, tough luck. Eu am pus știrea asta aici pentru că poate nu știai că iese și că există. Deci, hai să trecem mai departe la următoarea știre și că tot am vorbit de Yu-Gi-Oh! Avem un nou joc pe PS4, Xbox One și Steam începând din... martie 24 și asta se numește Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution, și ci că e foarte, foarte bun, acum cu peste 10.000 de cărți și pe Nintendo Switch. Sincer, sunt curios, foarte curios cum o să fie.
arată destul de promițător, dar nu știu mai mult de atâta. A fost lansat anul trecut? Nu, o să fie lansat. Nu înțeleg ce e asta. Anyway, aveți un trailer dacă vă interesează. O să fie și pe Steam, ceea ce e interesant, dar sper să fie bun măcar, că altfel e degeaba. Mergem mai departe la Final Fantasy VII. Nu numai că au pus mini trailerul ăsta, dar dacă ai PlayStation 4 poți să te joci demo-ul acum și din câte am înțeles e absolut fenomenal de bun. Deci dacă cumva ai un PlayStation 4 și nu ești sigur despre toată chestia asta cu Final Fantasy VII sau că eu făcut dreptate la jocul ăla vechi, îți recomand să-l joci. Bun, hai să mergem mai departe, că mai avem câteva știri. Una din ele se referă la... E bine, Nioh 2 pe PlayStation are trailer cu unde îți arată caracter, customization, weapons, online co-op. Deci, kind of the features of the game, ceea ce e destul de mișto. Bineînțeles, dacă te interesează Nioh și îți place primul, costă momentan pe Steam, e redus dacă nu mă șel la $15. Ăsta este al trailerul. Când o să iasă peste exact 7 zile, martie, 6 zile, 7 în 6 în Japonia, martie 12, 7 în restul lumii, martie 13. Deci, dacă v-a plăcut Nioh, o să iasă săptămâna viitoare. Bun, după care avem ultimul trailer la jocuri și trailer care a ieșit din dita mai live stream-ul pentru 13 minute de pentru a anunța următorul joc. Care este jocul ăla? Well, vorbim de Capcom, așa că este vorba de nu The World. Nu. Unde-i? Unde ești? Ideea e că au avut mai multe anunțuri. Aici unde... aici ai. Stați așa că până it loads. For some reason. Ideea e în felul următor. Au avut o draie și o draie de anunțuri și de chestii. Dar una din chestiile care le-au anunțat, bineînțeles, a fost Resident Evil 3-ul, ceea ce e foarte, foarte mișto. Dacă nu știați, era vorba de ceva vreme că o să facă un remake, pentru că, bineînțeles, a făcut-o cu 2 și a funcționat foarte, foarte bine. Și de ce să nu o facă cu, hei, cu al treilea, de ce-i? Da, îs curios ce părere ai, dacă ție ți-a plăcut jocul. Mie seria Resident Evil întotdeauna a fost ba mișto, ba nasoală. Bătei, dacă te interesează seria Resident Evil, ai 13 minute de gameplay, poți să le găsești undeva online, pentru că aici să stai să te uiți prin tot live stream-ul e cam ciudat. Bun, dar cam ăsta a fost show-ul de azi. Ceea ce înseamnă Shonero Live, nu uita, dacă te uiți pe YouTube, dă click pe unul din cele două videouri de pe ecran, dă-i subscribe, dă-i pe notification bell, hai pe Discord să mai discutăm despre știri, pentru că eu sunt acolo live cam într-una în ultima vreme și voi puteți să veniți să discutăm, să îmi ziceți, de exemplu, ce părere aveți despre știrile despre care am discutat azi sau să sugerați voi știri care pot ajunge și subiecte care pot ajunge aici în show-ul live sau în ora de anime. Cu asta fiind zis, ne vedem data viitoare, la revedere!